Acesta este un plic surpriză. Tocmai ce am venit de la școală, a doua oară după două săptămâni, după ce au hotărât cei de la școală să facă acest sistem cu temele pentru copii, pentru planul de învățat și așa mai departe. Și după cum ați văzut, am luat cele trei plicuri, unul cu temele pentru germană și unul pentru mate. Iar acesta este un plic surpriză pe care are doar copilul voie să-l desfac. Nu știu ce e cu atâta secrete, nu știu ce se află în el. Nu m-am uitat pentru că o să-i dau lui Eric când se trezește. Sunt plicurile cu temele pentru încă două săptămâni. Na, până de Paștele Catolic, profesoara mi-a trimis mie prin e-mail, punea ca PDF temele și noi trebuia să scoatem la imprimantă tema respectivă și copilul să o facă. Mi se pare un sistem cât de cât ok, pentru că chiar dacă școlile sunt închise, ei trebuie să facă teme și săptămâna trecută au învățat chiar o lecție nouă și nu facem video call, ca să înțelegeți, profesoara de la școala lui Eric corespundează cu ei doar prin acestea de două săptămâni, adică de pe 20 aprilie. Au avut teme, după cum am spus, până pe 1 mai, iar astăzi fiind luni, 4 mai, am luat temele pentru încă două săptămâni, dar ei nu vorbesc prin video call. Profesoara aici nu își dă numărul de telefon nici măcar părinților. Este doar o adresă de e-mail făcută de școală, adică nici aceea nu este personală. Și da, ei nu se văd, copiii și profesorii. Dacă e ceva și copilul chiar își dorește să vorbească cu profesoara, atunci eu îi pot scrie un e-mail și ea mă sună înapoi cu număr privat. Doar așa funcționează, în caz că nu știe ceva legat de lecții. Deci trebuie să fie doar legat de lecții, teme, tot ce ține de școală. Lui Eric, după deja o lună și un pic, i se făcuse foarte dor de școală, de colegi și așa mai departe. O să le deschid și de astăzi ne vom ocupa din nou de teme, pentru că ce poate fi mai frumos că să stai acasă și să faci temele cu copilul tău? Cine este în situația asta? Scrieți-mi, vă rog, în comentarii, pentru că eu nu mai rezist, sincer. No! 12 mai, da? Se fac deja două luni de când nu că stăm în casă, nu stăm în casă, doar că copiii nu mai merg niciunde, nici la grădiniță, nici la școală și atunci noi trebuie să zilnice. Nu să vă gândiți acum că am un plan. La ora respectivă facem lucrul ăla, la minutul nu știu care facem aia. Nu, nici chiar așa, doar că da, ne propunem. Astăzi facem anumite lucruri, mâine altceva. Și da, tocmai de asta zic că nu e chiar ușor și faci cu copiii temele și școala acasă, nu e chiar așa de simplu cum am crezut. Vouă, mămicilor și părinților în general acasă cu copiii, pentru că știu că e greu. Cine stă acum acasă, dar nu are copii, îl invidiez, sincer. Uite ăla cum face. E ca la fest. Da.
Wow. Încă un sud frumos. Mamă, ce fain luminează. Wow. Astăzi am găsit în cutia poștală această mapă cu temele lui Eric de la profesoarele lui și are aici un mesaj foarte interesant. Îți place mesajul, Eric? Da. Care spune good doi, adică rămâi cu bine, ceva de genul. Și mai jos scrie mă bucur în curând să te văd din... Nu neapărat acum, pentru că acum încă sunt școlile închise. Nu, Eric? Da. Îmi place să mergem. Să merg înapoi afară. Da, mergem, dar afară și la școală. Și în parc. La bunii. Și să-mi văd prietenii înapoi. Foarte frumos mesajul. Foarte drăguț din partea profesoarelor. Și aici avem teme. Da. Da. Deci, Deutsch. Fericit că ai teme. Puțin. Dar sunt fericit că da. Astea sunt mami. Temele lor. Da, mami. Eu vreau să văd pe înapoi pe Leon. Da, las cu să-l vezi, da? Și pe Thailand. Sper da. Ca corona, virusul ăsta de corona să nu durează un an sau două. Nu, nu o să dureze. Eric a făcut și un desen și l-am pus pe geam, așa, acolo, sprijinit. Asta să facă și ei, Patrick, Regan Bogan, da? Curcubeu. Da. Bine, Patrick? Da. Așa. Pentru că asta este un fel de acțiune pe care o fac copiii în aceste timpuri de corona. Fac tot felul de desene de genul și le lipesc pe geam, pentru ca să știe că în acea casă sunt copii. Foarte frumos. Și îl punem aici, în geam. Și gata. Erdefeld Heraus. Facem teme și exersăm dictatul primit de doamna profesoară. Și apoi o să verificăm câte greșeli ai. Da, Eric? Deci am zis, Tonis mută, gefällt das gar nicht. Sie muss jetzt alles wieder aufräumen. Deci, Frühling wird es täglich warmer. Așa. Toni, nu vă mirați de scris că nu scrie prea frumos. Așa, Eric. Sie haben Blumen cu B mare. Cu Y. I. Normal, că nu-i engleză, vezi? De-aia zic eu să mai te uita de desene în engleză. Da. Deci, iară, încă o greșeală. Punct. Sunt mare. Bun, deci ai așa. 1, 2, 10, 11 greșeli. Bunicuțo! Ești bunifoica? Hai cu minte! Și mai ce zice bunifoica?
Ai rămas cuplată, tanti Florica? Da.